pleasure and an honor to have all of you here for the start of the activities within the project Active EU Citizens. The fifth phase, the fifth event that is happening in Strănic Moldova. We hope you will have a productive and useful day. We will have the opportunity to present ourselves and exchange experience and practices from our communities, from our citizens, and so on and so forth. For the beginning, we will have a special solemn moment for the national anthem of the countries that are represented here, and then we'll continue with our meetings. Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Ladies and gentlemen, the national anthem of Spain.
and gentlemen, the national anthem of Italy. Ladies and gentlemen, the national anthem of Greece. Ladies and gentlemen, the national anthem of Poland. Ladies and gentlemen, the anthem of the European Union. Thank you.
it's my pleasure to give the floor to Mr. Gheorghe Baciu, the president of the National Association of Bioprimatics Spas in Romania and mayor of Slavia. Thank you very much. Welcome in Sunny Moldova. I want to speak in Romanian, please help me, Dragos, but it's a very important message for them, for you. Sunt foarte bucuros că astăzi se desfășoară etapa de proiect în Sunny Moldova, în România. I am very happy that today we have the event that is happening in Slănic Moldova within the Active EU Citizens project. De asemenea, sunt impresionat pentru că în momentul în care am pornit acest proiect, nu mi-am putut imagina că el va avea o dimensiune atât de mare și atât de cuprinzătoare în ceea ce privește valorile europene. I am also impressed and excited because in the moment when I started this project, I would not imagine, figure it out that it would have such a large scale, such a strong European dimension. Am participat la etapele de întâlnire din Polonia, Grecia, Italia și prin reprezentanți în Spania și cunoaștem în mare parte cum se desfășoară lucrurile în aceste țări și avem ocazia astăzi să oferim și noi posibilitatea de a fi cunoscuți în ceea ce privește modul de administrare și de relaționare din țara noastră. I was participating in the previous phases of the project, which took part in Poland, in Italy, in Greece, and in Spain through our representatives, and we had the chance to see how things are happening in your municipalities and your communities, and now you have the chance to see how it is everything happening here in our community. Aș vrea să vă propun să încercăm să ne prezentăm fiecare, chiar dacă o să dureze puțin mai mult, dar este important ca să știm fiecare câte ceva despre fiecare. I would like to start by introducing ourselves, even if it would take a bit of time, but it's very important to know to share information about us and to know more about each other. Și nu aș vrea să-mi închei cuvântul fără să mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi aici, primari care și-au rupt din timpul lor pentru administrație și au venit să învățăm lucruri, să ne cunoaștem. Să mulțumesc colegilor mei din primărie pentru că sunt suportul tehnic și logistic al acestei manifestări și să mulțumesc televiziunilor prezente astăzi aici, radioului și celorlalți care ne promovează acest eveniment. I would not want to close my speech before giving thank you to the colleagues mayors who are here and took out of their time and made time to be present for this event. Also to the staff from the City Hall, which had a strong contribution for preparation of this event. And also I would like to thank the press that is here, the televisions, the radios for covering this event. Thank you very much. Thank you. Începe cu prezentarea stănicului cu un filmuleț. Okay. Now we will continue with a short video. We have a problem, but our video it's translated in English. Maybe you don't have, if you want to have a view about this. Thank you.
Slănic Moldova reprezintă o oază de liniște și un mănunt de plăcuri care te duc cu gândul la farmecul și eleganța perioadei interbelice. Nu e de mirare că acest loc, încadrat perfect într-o mare de verdeață, era locul de vacanță preferat al atâtor personalități. Stațiunea este situată în județul Bacău, pe versantul estic al Carpaților Orientali, în masivul Nemira, la altitudinea de 530 de metri pe Valea Râului Slănic. Despre lucrurile acestea se pomenește prima dată în Hristovul dat de Constantin Cehan Racoviță la 1 ianuarie 1757, când întreaga vale a Slănicului și cu tot dealul de unde se scoate sare, făcea parte din moșia singurului domn din epoca Fanariotă, născut dintr-o familie curat românească la Racova, Vaslui, și care a ocupat în două rânduri scaunul Moldovei. Scriitorul Wilhelm de Kotzebue, care și-a petrecut vara anului 1885 la Slănic, a făcut, după cum singur spune, tot felul de cercetări, reușind să adune mărturii și să descrie în cartea sa întâmplările pitorești care au dus la descoperirea primelor izvoare minerale din Valea Slănicului. Un vânător din cei cu adevărata patima a vânatului, serdarul Mihalae Spiridon, cămărașul optilor de la târgul Oprii, vânea în anul 1801 un cer prin Valea Slănicului, nelocuită de niciun suflet omenesc și acoperită cu o pădure seculară prin care abia puteai face drum. De-a împușcat vânatul sau nu, puțin nepastă. El căzu ostenit pe o stâncă. La picioarele sale curgea bânjurind apa slumea. Deodată, vede și din cui ori este apa la cuvântul lui în calea sa cea scurtă până la lui. Vânătorul gustă din trânsa culoarea mine. Se întoarce peste câteva minute cu o butelcă la locul descoperirii, pe care îl însemnează prin ramuri pe copaci. Acum se află în stare de a-și supune descoperirea prietenilor săi din ochi, spre a fi analizat. Prietenii recunosc că apa este minerală și că în străinătate e întrebuințată spre tămâdâria moară. În 1840, stațiunea apare pentru prima dată pe harta țării, sub denumirea de Ferdeiele Slănicului. Din 1846, băile și izvoarele trec în proprietatea Epitropiei Sfântul Spiridon din Iași, printr-un scrisor dat de domnitorul Alexandru Ghiță. Anii care urmează aduc sistematizarea și dezvoltarea stațiunii. Se amenajează zona izvoarelor. Se construiesc hoteluri și vile, cazinouri, inhalatorul, un parc cu foișor, o bisericuță de lemn, se amenajează trasee de plimbare prin pădurile vecine. În 1856, câțiva chimiști germani reușesc să definitiveze studiul apelor minerale de la Slănic și să confirme ceea ce se bănuia de ceva vreme, că acestea nu sunt cu nimic mai pe jos decât suratele lor din Settlers, Aix-la-Chapelle, Saint-Marie, Vichy, Marienbad, Spa, Bruckenau. Vestea aceasta se răspândește ca vântul și ca gândul și în anii următori aduc recunoașterea oficială a calităților terapeutice ale izvoarelor de la Slănic. Astfel, în 1881, izvoarele 1, 3, supranumit Regele Slănicului, și 4, câștigă medalia de argint la expoziția internațională de balneologie de la Frankfurt pe Main, iar 2 ani mai târziu sunt medaliate cu aur la Viena. Vechea așezare este strămutată în partea de jos a localității. În locul ei apar construcții noi, printre care hotelul Racoviță. După numele domnitorului care a donat eforiei Sfântul Spiridon, aceste locuri. Clădire monumentală,
care îmbină stilul baroc cu elemente de veche arhitectură românească, cazinoul, care avea sală de bal, teatru și concert, sala de cură și inhalatorul. Vine însă primul război mondial și preface totul în praf și pulbe. Tirul artileriei distrugând unele după altele, frumoasele hoteluri și vile, dar și instalațiile balneare. După intrarea trupelor germane în stațiune, comandamentul este cantonat la hotelul Ravnica. La sfârșitul războiului, Slănicul este aproape distrus. În perioada interbelică, stațiunea reînvietinit. În 1932, hotelul Racovite era încă o ruină. În al doilea război mondial, comandamentul armatei germane se stabilește la Slănic Moldova. Generalii nemți susținând că aici este locul cu cel mai curat aer din toată Europa. Stațiunea este naționalizată în 1948, urmând o perioadă de refacere și dezvoltare. Iar din 1974 este declarată stațiune de interes național. Stațiunea Slănic Moldova dispune de importante zăcăminte de ape minerale, cercetate și exploatate încă de la începutul secolului al XIX. Reconfirmate de studiile din anul 1999 pentru reevaluarea rezervelor de apă minerală și bioxid de carbon fetic, ce au evidențiat două tipuri de zăcământ hidromineral distincte din puncte de vedere hidrologice, hidraulice, fizico-chimice și balneo-medicale, ape minerale, clororate și bicarbonate. Prezența dioxidului de carbon, care conferă apei un caracter carbogazos, este redată de emanațiile post-vulcanice de natură mufetică a eruptivului Kalimantan-Harghita. Valorificarea pentru cură medicală se face într-o amenajare mufetică modernă, situată deasupra izvorului numărul 3, care constituie cea mai importantă sursă de apă minerală și dioxid de carbon liber din stațiune. Slănic Moldova asigură tratament pentru tulburări digestive, hepatobiliare, metabolice și nutriționale, tratamentul bolilor endocrine, al bolilor ginecologice și al altor boli. Indiferent de anotimp, Slănic Moldova este o stațiune ofertantă. Pârtie de schi, plimbări cu bicicleta, drumeții, închiriere ATV, plimbări cu cămin, trasee montane și multe altele. Parcul central din Slănic Moldova atrage atenția atât prin dimensiune, cât și prin frumusețe. George Enescu a cântat la vârsta de 9 ani un concert caritabil. Plimbarea prin parc e o adevărată delectare. Cel mai vechi cazino din România poartă și denumirea Cazinoul Regal. Construit când țara era condusă de regele Carol I, între anii 1892 și 1894, rămâne unul dintre cele mai vechi din Europa. După decenii în care a ascultat zgomote de zare, învârtit de ruletă și franțuzite Le Josonfer, Rien ne va plus, asistând la faceri de averi și desfaceri de căsnicii, cazinoul a devenit în 1948 cetățean cu minte, funcționând drept casă de cultură, apoi sală de spectacole, bibliotecă orășenească, galerie de artă și alte funcții publice. La umbra pădurii care coboară de pe culmea muntelui, o alee generoasă conduce pașii turiștilor spre izvoarele miraculoase în jurul stațiunii. Traseul 300 de scări, o plimbare prin pădurile de la poalele muntelui Dobru, deasupra zonei izvoarelor minerale din Slănic Moldova și de-a lungul cheilor Slănicului. Traseul prin pădure nu este dificil și este accesibil atât vara cât și iarna. Atracții turistice râvnite din această zonă mai sunt cheile și cascada Slănicului.
Salina de la Câmpul Popna, Monumentul Eroilor și Mănăstirea Măgura Popna. Mănăstirea Ștefan cel Mare de pe muntele Bolovanu, barajul Poiana Udru. Această stațiune este iubită de turiști din țară, dar și din străinătate. În fiecare an ei vin aici pentru odihnă și relaxare, dar și pentru sportul de iarnă pe pârtia de schi Nemira. Prin urmare, Slănic Moldova este un loc perfect pentru vacanță. Mulțumesc mult pentru răbdarea de a ne asculta. Trebuie să fac precizarea că etapa de proiect din România este cuprinde trei localități, Slănic Moldova, Târgu Ocna și Moinești, și sperăm ca astăzi și mâine să avem ocazia să cunoaștem cât mai multe din valorile, din modele de bune practici pe care noi le avem aici în zonă. Thank you very much for your patience for watching the video. I must make a short comment that this phase of the European project, which is happening in Romania, comprises three locations: Slănic Moldova, but also Târgu Ocna and Moinești municipalities, where we'll have the chance to go tomorrow and also exchange best practices at the local level with those local communities. Începem prezentările și aș ruga să începem de la prezidiu, respectiv o rog pe Sara, pentru că este viceprimarul de la Gambasi Terme, să ne spună câteva cuvinte. We'll start the presentations of the teams, of the national teams of our partners that came here, and we'll start with Sara, which is the representative from the Italian partner, Gambasi Terme. Sara, please. Thank you. Good morning to everybody. I'm very proud to be here to represent the municipality of Gambassi Terme. Gambassi Terme is in the center of Italy, in the center of Tuscany. I'm the vice mayor of Gambassi Terme, and I'm here with my colleagues, assessor, employee, and the president of the Health Council. I bring you the greetings from the mayor, Paolo Campinotti. Maybe I can just make a short summary of translation in Romanian. Okay, thank you. Sorry. My name is... Numele meu este... numele meu este Sara Rigaci. Yes. Sunt din Italia. Viceprimar. Sunt viceprimarul localității Gambassi Terme, în Italia, și sunt aici cu o parte din colegii mei din primărie și acum transmit mesajul lui Paolo Campinotti, primarul din Italia, din Gambassi Terme, care din păcate din motive de sănătate nu a putut să fie astăzi alături de noi. I go slowly. I want to thank you to George and all the mayors and all the councillors for the beautiful welcome of yesterday. When you are in a far country, it's the people who make you feel at home. Vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe Baciu, primarul localității Slănic, colegilor și tuturor celor care sunteți aici. Este întotdeauna plăcut când ești departe de casă, dar te simți ca acasă. I'm very happy to be part of this project and I hope that today is an important day to exchange the best practice and to develop new tourism strategies. Mă bucur să fim parte din proiect. Să vă mulțumesc, domnule, la fel, să aibă o vizibilitate bună. E ok acum? Super.
Mă bucur să fiu parte din proiect și mă bucur să petrecem aceste zile împreună, să discutăm despre oportunități și provocări comune ale comunităților noastre, dar și focusul pe partea de turism și chiar turism medical. Vom avea un workshop puțin mai târziu. We are a little municipality in Italy and we have a little tourism of thermal bath, but this is a little municipality with a big strategy tourism of thermal bath, and so we have a lot to learn from you. Noi suntem o localitate mică din Italia, Gambassi Terme, unde avem o mică istorie pe zona de spa și băi termale. Și venim aici cu drag și sperăm să învățăm și să schimbăm experiențe și cu Sălin Bodova, unde de asemenea are o istorie pe zona de izvoare termale. Thank you to everybody and good job to us. Mulțumesc tuturor și mult noroc nou. O să continuăm cu partenerul nostru din Grecia, Ioana Degachi. Thank you very much. I give you the word. Good morning, everybody. My name is Ioana Legaki and I represent the municipality of Agia Anargyri Kamatero in Greece. Our city has 62,000 inhabitants and it lies next to Athens. It is only at a distance of 6 kilometers to Athens, the capital city. I come from a city which is awarded as the best city for the year 2022 concerning the projects, initiatives and activities it implements in the tackling of climate crisis and energy crisis. Numele meu este Ioana Legachi, reprezint municipalitatea de lângă Atena. I will ask Ioana to repeat again the name of the municipality. AK, it's more simple. It is located, este localizată la o distanță de aproximativ 60 de kilometri pe Atena și suntem foarte bucuroși să ne aflăm astăzi aici. I am here with our Greek team, which consists of the directors and the manager of the cultural department of our city. Our municipality aspires to be touristic, so it is very important to be here because we see that even though you are a very small city, you have many ideas and practices and interesting, amazing activities, as we saw last night, to attract visitors. Sunt aici cu colegii mei, reprezentanții primăriei, director și coordonator de departamente din primărie, special de zona culturală și educațională. Și ne bucurăm să fim aici pentru că și pentru municipalitatea noastră din Grecia este un scop și o provocare să atragem mai mulți turiști. Și am văzut aseară exemple de cum poți prezenta într-un fel plăcut și atractiv și interactiv localitatea și obiceiurile, tradițiile și așa. We already have a perfect collaboration with the municipality of Slanik, Moldova, in the context of this project, and we're really looking forward to continue this cooperation and even in further projects. Avem o foarte bună cooperare cu partenerul nostru din România și așteptăm cu nerăbdare să continuăm și să și dezvoltăm colaborarea noastră pe viitor în cadrul altor proiecte internaționale, altor proiecte europene. Finally, our mayor, Mr. Stavros Tsirbas, sends his greetings to you and all the wishes for the best works of this project. Și un mesaj din partea domnului primar, al partenerului Stavros Tsirbas, care vă dorește să vă transmită gânduri bune, toate cele bune și mult succes în implementarea proiectului. Thank you for making us feeling so welcome. Și vă mulțumim.
foarte mult pentru că ne-a făcut să ne simțim atât de bine primiți. Thank you very much. Marcin? Și acum o să dau cuvântul reprezentantului partenerului vostru din Polonia. Good morning, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, politicians, dear members of the self-governments, and dear citizens. Bună dimineața și bun venit tuturor în această sală, colegi de proiect, reprezentanți ai partenerilor, reprezentanți ai autorităților publice, primari din România, dragi cetățeni. At the beginning, I would like to say great words of welcoming us. Really nice here. În primul rând, aș vrea să adresez și eu un cuvânt de mulțumire pentru primirea extraordinară pe care ne-a făcut-o aici în această etapă. On behalf of the Polish team, which is representing different mayors and presidents from the cities and municipalities located in the northern Poland. Și în numele delegației din Polonia care este constituită din primari de municipalități și președinți de consilii locale, sau mă rog echivalentul consiliului local din Polonia, care și asociație care reunește aceste municipalități în zona de nord a Poloniei. As a director of the Union of the Local Serb Governments located in the northern part of Poland. Și în calitatea mea de președinte al asociației municipalităților din zona de nord a Poloniei. Called the Union of the Euroregion Baltic. Care poartă denumirea de asociația sau Uniunea Euroregiune Baltică. I would like to thank you all for this hostility. And we are really happy to be here, and then we can learn and teach you also the different approaches how to increase cross-border cooperation and also how to engage our local citizens, because this is the really important thing. Și dorim să schimbăm practici despre unde noi avem expertiză, despre cum putem îmbunătăți colaborarea interregională. Foarte important, prioritate la nivel european și de asemenea practici, bune practici despre cum putem crește participarea și implicarea cetățenilor în viața comunității și în relația cu municipalitățile. And we are really happy and we are also thinking that this project is only the beginning. Suntem foarte încântați și credem că acest proiect este doar începutul. On really well-oriented civic participation and collaboration, which will bring not only the skills, capabilities for the future cooperation, but also bring some infrastructure to our small cities. Către o cooperare intensivă care va aduce nu numai apropierea cetățenilor de comunitățile locale, de municipalități și schimb de bune practici, dar pe viitor poate că inclusiv de bune practici pe zona de investiții și aspecte palpabile de care pot beneficia comunitățile locale. Which help us to share EU values among our citizens and try to help them to be more engaged in our local societies and communities. Suntem bucuroși să împărtășim aspecte care privesc valorile europene, împărtășirea lor și cum aceștia pot participa la viața comunității și pot fi mai apropiați și interacționa mai bine, mai eficient cu municipiul. And we cannot wait to upcoming days on which you can learn more about your society and your communities. Și așteptăm cu nerăbdare zilele care urmează în program pentru a afla mai multe, pentru a învăța mai multe despre comunitățile și societățile în care dumneavoastră And on behalf of other mayors and presidents from the northern Poland, from representing different cities, we are really happy that we can stay those 2 days with you. Și
numele asociației și a primarilor din și a președinților de consilii locale din zona de nord a Poloniei, unde dânsul este președinte. Vă mulțumim o dată pentru primire și suntem încântați să fim aici și să lucrăm împreună acestea. If Paulina can clap, we have some gifts for the hosts also, to appreciate the thing that we are able to be here. So Paulina, please help us. We have some gifts for our hosts, for Mr. President George Baciu. This is small words of appreciation from us. Un semn de apreciere, avem un suvenir pentru domnul primar George Baciu. Dragos, also one of the hosts and our best translator. And from Antonella, because we know that you have put a lot of effort to prepare everything. Pentru Antonella, despre care știe că a depus foarte multe eforturi logistice, organizatorice pentru a organiza acest eveniment. And thank you very much, and I hope that we have more chances to discuss and to start initiate dialogue between our municipalities. Vă mulțumesc foarte mult și sper să avem șansa să discutăm mai mult pe topicul proiectului și să inițiem o cooperare viitoare. Adrian. Acum aș dori să vă introduc pe reprezentantul partenerului nostru din Spania. Hello, I'm Adrià Vila. I'm the EU project coordinator in the municipality of Mislata, a city located in Valencia region. Okay. Bună dimineața, numele meu este Adrian Vila și sunt coordonatorul departamentului de proiecte europene din cadrul primăriei municipalității din Mislata, municipalitate care se află în regiunea Valencia din Spania. Okay, our municipality is 44,000 inhabitants and it's just separated by one street from Valencia city, which is very very known one in all the world. Municipalitatea noastră are 44.000 de locuitori și este separată doar de o stradă de orașul Valencia, practic cele două municipalități sunt lipite, Valencia care este foarte faimos oraș And of course, I don't want to forget to say thank you to all of you, to Dragos, Mr. Baciu, and the rest of Romanian part for having us here and for yesterday's welcome. It was really amazing, original, and unique. Aș dori să mulțumesc domnului primar Baciu și întregii echipe pentru primirea foarte specială și care am avut-o ieri la sosirea Măsălin Moldova, a fost o experiență excepțională și unică. And so the EU, I think, and we really think also, because I'm representing the municipality, that the EU is the best political organization to make a really better world. Și punctul meu de vedere este că Uniunea Europeană este cu adevărat o organizație care este orientată către a face lumea mai bună. So we don't have to forget that the EU is done to make embroderment between cities and to guarantee the peace in Europe. Și nu ar trebui niciodată să uităm că unul dintre principiile din cauza la care a fost creată sau datorită Uniunea Europeană este acela de a coopera mai bine la nivel transnațional între state, ca și municipalități, și pentru a păstra pacea în Europa, pentru a face o lume mai bună. And the EU project is one of the best ways to make it and to get it. And so this type of project makes embroderment. So we can say that we have brothers and sisters now in Italy, Greece, Romania, and Poland.
And this is the most important thing. Și programele europene, programele de cooperare transnațională la nivel european au fost gândite tocmai în această idee de a îmbunătăți cooperarea între state membre, între municipalități, deci la toate nivelurile. Și mă bucur să spun că împreună cu ceilalți parteneri din România, din Polonia, din Spania și din Italia și din Grecia, sper că n-am uitat pe nimeni, acest proiect merge în această direcție a obiectivelor europene de a face mai bine și de a îmbunătăți cooperarea la toate nivelurile. And to make EU's largest life. So we need this type of project about civic engagement, democratic participation. So we need to involve our citizens and to make them know what is the European Union and what it represents and the benefits that it has. Avem nevoie de acest tip de proiecte, proiecte de angajament, de participare civică, de partea de valori europene pentru a îngrena cetățenii noștri în aspectele ce țin de valorile Uniunii Europene și vis-a-vis de ce are de oferit până la urmă Uniunea Europeană și ce poate oferi cetățenilor. Okay, and as my Polish colleague said, I really think that this is the beginning of our long-term cooperation. Și după cum spunea și colegul nostru din Polonia, cred și consider că acesta este începutul unei cooperări pe termen lung. Okay, and thank you again for everything. Și mulțumesc încă o dată. Pentru că noi suntem o asociație cu peste 30, de fapt suntem 34 de membri, dintre care avem prezența aici 15 primari, dar și alți 7 reprezentanți ai primărilor din România. O să vă rog să spuneți în foarte pe scurt fiecare dintre dumneavoastră câteva cuvinte despre localitățile dumneavoastră și rog pe toți să avem puțină răbdare pentru că e corect să ne cunoaștem mai bine. And because here in this room we have present 13 mayors and 7 representatives of municipalities, I would ask all of you to have just a bit of patience and very shortly everybody to say a few words so we can know each other better. Bună ziua tuturor! Hello! Good day to everybody! În numele meu este Socianu Iulian, primarul orașului Techirghiol. My name is Socianu Iulian and I am the mayor of the city of Techirghiol. Una dintre cele mai vechi stații balneoclimaterice din România. One of the oldest balneoclimateric resorts in Romania. Stațiunea Techirghiol se află la aproximativ 3 km de Marea Neagră. The municipality is located at 3 kilometers distance from the Black Sea coast. Iar numărul sapropelic, care este resursa minerală, and the therapeutic mud, which is the natural resource of the municipality, este foarte cunoscut în România, dar mai ales în străinătate. Is well known in Romania and also abroad. Suntem o localitate de 8400 de locuitori. We are a municipality with 8400 inhabitants. Suntem într-o zonă multietnică, acolo trăind români, tatari, turci, macedoneni. We are a multi-ethnical municipality where they are living together Romanians, Turkish people, Macedons and Tatars. Trăim fericiți, liniștiți și în pace. We live in peace and quiet together. Existând chiar familii mixte cu aceste naționalități. And there are even mixed families between these ethnicities. Vă așteptăm cu mare drag la Techirghiol, probabil domnul Baciu, pentru una dintre activitățile pe care le vom întreprinde pe viitor.
tehnicul poate să fie doar la un astfel de lucru. We invite you, we expect you with love in Tekirkyol, and we hope that we will that we can also be the host for the future of such an activity with the help of Mr. Mayor Baciu. Și urez invitațiilor noștri în sănătate, două, trei zile care să invităm motivul și plăcutul să ne cunoaștem pe mai mult. And I wish for our foreign guests to spend 2-3 days in Romania, where we can combine the useful part with the enjoyable and fun part, and to get to know each other the best as possible. Dacă domnul primar era adunat din plăcere mai vechi stațiune balneare din România, eu reprezint Trăjnadul, mă numesc Marco Arbian, județul satul mare, acolo, în bordul țării, chiar sus. My name is Parcău Adrian, and I represent the municipality of Trăjnad. 2008 stațiune de interes local, 2020 stațiune de interes național. Începând cu anul 2022, este recunoscut statutul de stațiune balneară turistică. From 2008, it's considered a local interest spa, let's say, or yes, from 2020, it's a national interest level spa, and then from 2021 we are recognized as a balneoclimateric resort in Romania. Norocul nostru este o anomalie în scoarță terestră, în care acel strat cu temperaturi foarte, foarte ridicate din scoarța terestră este aproape de suprafață, astfel că apa termală de la izvor, de la o lungime de 1300 de metri, izvorăște și ajunge la suprafață la temperatura de 73 de grade. Our lac, it's an anomaly in the structure of the deeper layers of the ground, and because of this, the thermal waters, which come from 1,300 meters deep, comes out to the surface at the temperature of 73 degrees. Gets out from the ground at this temperature, the water. Așa că principala noastră atracție este apa termală și mai pot să spun despre ea că are un grad de mineralizare foarte, foarte ridicat, peste 9800 de miligrame minerale pe litru. So our main resource is the thermal water, which comes naturally out of the ground, and I can say an interesting fact that our water has a very high degree of mineralization. More than 9,800 grams per liter. Mulțumesc asociației pentru șansa de a participa noi toți la acest proiect. Urez tuturor participanților succes și să învățăm de bine din toate aceste practici pe care astăzi le vom folosi. Succes! The association for the chance to be part of it. I wish good luck for the participants for the activities that are coming in the coming weeks. Thank you. Bună ziua tuturor! Sunt Cristian Ciubotaru, reprezint localitatea, orașul, stațiune Târgu Bogra, 18 km mai jos. Și good day, everybody. My name is Cristian Ciubotaru. I'm the mayor. I represent the municipality of Târgu Ocna, located 18 kilometers from here. Cu cea mai veche exploatare de sare din Moldova și vă invit mâine pe toți să descoperim mica noastră comunitate. We have the oldest salt mine exploitation in Moldova, and we invite all of you tomorrow to explore at 10 o'clock tomorrow to explore to discover our small community, municipality. Și mai povestim acolo. And we will talk there more. Mulțumesc!
Bună ziua tuturor, sunt Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Good day everybody, my name is Valentin Vieru and I am the mayor of the municipality of Moinești. Municipiul Moinești din nou stațiune turistică de interes local și de anul trecut stațiune balneoclimatică. Moinești municipality is also a local interest resort in Romania and since last year it also has the status of a balneoclimateric resort. Am mai avut acest status în anii 50-60. We also have this status in the in between 1950 to 1960. Și datorită izvoarelor pe care le avem în Moinești, asemănătoare ca și conținut cu cele din Fânii Moldova. This is also due to the fact that we also have natural springs in Moinești, which are similar to the ones that we have located in Slănic Moldova. Moineștiul este situat la 35 de km de Slănic Moldova și 50 de km de reședința de județ, adică de municipiul. We are located at 35 km from Slănic Moldova and 50 km far away from the main city in Bacău County, which is Bacău. Are o populație de aproximativ 22.000 de locuitori. We have a population of around 22.000 inhabitants. Și pentru cei care vor să afle mai multe, mâine îi aștept la Moinești și îi pus în acest program, începând cu ora 13, sper să fiți cât mai mulți, pentru că ne-am pregătit să vă arătăm și noi ceea ce reprezentăm în această zonă, tradiții, obiceiuri și celelalte lucruri bune pe care le facem aici. For those of you who want to discover more, we wait for you in Moinești Municipality tomorrow at 1 o'clock. We have an activity also designed for that. Bună ziua! Se ducea în Scumpul. E valo stațiune balneoclimatice Bazna, situată în centrul țării, județul Sibiu, în depresiunea Târnavelor. My name is Lucian Scupu. I am the mayor of the resort of Bazna, which is located in on Valea Târnavelor in Sibiu, Sibiu County. Stațiunea care deține ape sărate, plumbulate și iodurate și nevoasă apropiării pentru care se fac tratamente începând după 180 de ani și atestată ca stațiune de interes local de 1948. The resort includes natural resources of different type of therapeutic waters and also therapeutic mud and we do procedures there since 1840, like almost 2 centuries ago. O stație mai mică de interes local, cochetă, care vă așteaptă oricât cu plăcere să-i plecați. It's a smaller resort of local interest, but which is very welcoming and always is waiting for you to visit. În primul rând, bun venit la specialul, mă numesc Corez Omilescu, sunt viceprimarul stațiunii Băilescu. First of all, welcome to the guests. I'm the vice mayor of Băile Herculane. Puteți să mai repetați la primul? Corez Omilescu. Corez Omilescu, the vice mayor of Băile Herculane. Despre istoria orașului ar fi mult vorbit, doar câteva puncte vreau să subliniez. Prima adresare documentară a fost în anul 102 după Hristos. There is a lot of detail to say about Băile Herculane, but I only mentioned few points. The first time when we have proofs of the existence of the spa, the location is in 102 after the year 102 after Christ. Stațiunea a fost descoperită prima dată de împăratul Traian. Okay. The location, the resort, let's say, was first discovered
by the Emperor Traian during the Roman Empire. Un expansiune armatelor Imperiului Roman către Sabia și Germania. When it was the expansion of the Roman Empire towards this part of the country, towards Sardis and Sardinia, the citadel. Cu diferite etape de dezvoltare sau de dezvoltare în istoria omenirii. With different stages of development during the years. Când avem în spate peste 2500 de ani de stare de omenirea. So we have over 50 years of proofs of existence of this location. Mă bucur că suntem toți împreună și domnule. I am very happy to be all together and God help us. Bună ziua tuturor! Sunt Vasile Cărăbuț, primarul orașului George, cu stațiunea George Boy. Hello to everybody, my name is Vasile Cărăbuț, I'm the mayor of the resort George Boy. Este o stațiune în zona de vest a țării. Are undeva la 1500 de locuri de cazare și cu ape termominerale. It's a spa, a resort which is located in the west part of the country. It has around 1,500 inhabitants and the main natural resource is the therapeutic water. Dacă colegul meu de la Herculane spunea că stațiunea a fost atestată documentar acum 2050 de ani, George spune că a fost acum 2049 sau 2051. Ne tot să vedem cine a fost primii, ei sau noi, George. My previous colleague from Băile Herculane was saying that the resort has a history of 2050 years. We like to see that we have either 2049 or either 2051. Yes, so we always have a debate who was the first documented location in history. Istoricii spun că aceste băi termale de la Giurgiu au fost descoperite de către daci. Unii istorici spun că doar când au venit romanii au venit la recuperarea medicală. There is a debate between the historians. Some of them say that the resort, the Giurgiu Băi, was discovered by the ancient Dacs, which were the previous civilizations here on these lands. And some of them, they say that they were discovered by the Roman Empire when there was the expansion of the empire towards the east part of Europe. Vreau să felicit pe toți partenerii noștri de la acest proiect și sper că a fost așa o provocare cu primul proiect și cum am văzut la întâlnirile la care am participat, cu siguranță la proiectul numărul 2 va fi o ambiție și mai mare pentru tot. I would like to congratulate our guests, our partners for taking part in this project. Probably since it was the first project for the association in Romania, it was a challenge, and I'm sure that for the next cooperation that we have, things will be scale up, will be better and better in the future implementations. Astăzi sunt prezent aici la Slănic Moldova, împreună cu doamna viceprimar, Carmen Călugăr. I am here present in Slănic Moldova with Miss Vice Mayor, Carmen Călugăr. Și drept apreciere pentru coordonatorii acestui proiect, împreună cu colega mea, am pregătit un material de promovare turistică. And a sign of appreciation for the coordinators from the countries that are here. We prepared some promotional materials. Cum de la nicio o întâlnire nu poate lipsi palinca de România. There is no meeting in Romania where you can miss the traditional palinca. Noi o declarăm ca și material de promovare turistic. We say Palinca as a tool of our touristic promotion. La bine,
good host. Please, continuăm. Haideți, domnul, limba trădător. Spre este prima, după aceea ai prezentă. Sunt Ilie Boncheș, primarul municipiului Vatra Dornei, stațiune balneoclimaterică de interes național. My name is Ilie Boncheș and I am the mayor of Vatra Dornei Resort, which is a touristic resort of national level interest. Este recunoscută ca cea mai importantă stațiune din Bucovina. It is recognized as being the most important resort, touristic resort in Bucovina region. Iar în perioada interbelică se numea Perla Bucovina. And since the interbellic period between the two world wars, it was also known as the Pearl of Bucovina. În perioada mea am axat mai mult pe proiecte de infrastructură. In my term as a mayor, I focused mostly on infrastructure projects. Unde am reabilitat școli, grădinițe, cămine și chiar construite din nou. Where we rehabilitated or reconstructed schools and dormitories and kindergartens. Dar în viitor, după implementarea acestor proiecte, vreau să gândesc niște proiecte culturale, artistice, prin care să ne asemănăm cu proiectul de acum. But for the future, being inspired from this project, I also want to consider some initiatives in the culture and artistic field, so we can go also in the direction that we approach now through this project. După 89, populația a scăzut de la 20.000, chiar peste 20.000, la 16.500. After 1989, the population of our municipality decreased a bit from 20.000 inhabitants to 16.500 inhabitants. Dar sperăm prin proiectele care le vom dezvolta să reatragem mai mulți care să rămână după ce beau apa specială de Vatra Dornei să facă Dorne. But we hope that after the implementation of the projects that we have in plan, to be more tourists and visitors that will drink the water in Vatra Dornei and would like to remain there. Suntem sub un lac mare de rezervă de apă din Europa, cu apele speciale Bucovina, Aqua Carpatica, Poiana Negri. We are above on a very, very big water reserve underground, from where they extract waters for different still water brands, like Dorna, or Aqua Bucovina, Aqua Carpatica, different type of still and mineral sparkling waters that they produce there. Vreau să felicit președintele Asociației Stațiunilor Balneoclimaterice pentru acest proiect. I want to congratulate the president of the Association of Balneoclimateric Resorts in Romania for organizing this project. Și pe toți cei care sunt acum de față. And everybody who is here present for this meeting. Iar în următoarele proiecte aș dori să fim gazdă și la Vatra Dornei pentru asemenea. And for the future initiatives, for the future projects, we would really like us to be a host in Vatra Dornei for such activities and events. Mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag să ne revedem. Thank you for your attention and we look forward to meet again with smiley and happy faces. Da, pentru cei care nu-l cunosc pe Paolo, Paolo este primarul de Campasii Terme și este prietenul nostru și al proiectului. Din păcate, săptămâna trecută și-a rupt tendonul lui Ahile și lipsește, dar a vrut să transmită un mesaj și vă rog să-l ascultă. Salut!
So for those of you who don't know, Paolo is the mayor of Gambassi Terme, and he wants to transmit a message because he could not come here. He has a health problem with a broken leg, which happened last week. So he would like to transmit a message. Any greetings? Please, any greetings, sir. You are fantastic, sir. Okay. Okay. Many greetings to all of you. I'm really sad that I can be there with you. And I think that in Romania, this protest is showing its best. And have my question to you, Mr. That show the real spirit, the real spirit of this protest. And I want to regret, I want to say thank you to all of the people that are in this project, because this is the real European spirit, the real spirit of the future of our country. And we must be together to develop other interesting forms of collaboration for one house. My heart is with you, because in my mind and in my desire, I think a lot of time to be there. The city wants others, and now I am in the direction of the hospital for the first medication of my sick. But, I think that in the future, in the next appointment, we must we are losing connection. Grazie. Thank you very much. And we thank you, bye. Bye-bye. Bravo! Da. Am notat doar principalele puncte ca să nu întrerupem progresia domnului Paolo Campinotti. Spunea că consideră că în etapa din România a proiectului Active Union Citizens arată practic ce e mai bun din acest proiect, în această etapă. Mulțumiri domnului Gheorghe Baciu pentru organizare și la fel întregi echipe. Mai spunea domnul Campinotti că trebuie să gândim forme diferite de cooperare și să continuăm în colaborarea noastră și pentru viitor. Și mai spunea că inima dânsului este aici și ar fi dorit foarte mult să participe la acest eveniment, dar din păcate a avut o situație, o problemă de sănătate care l-a împiedicat să facă acest lucru. Vă spun și eu, vizită primarul comunei Vata de Jos, vedeți cum va la. Hello to everybody. My name is Jim Miniță. I am the mayor of the municipality of Vatra de Jos, from Hunedoara County. Stațiunea Vatra de Jos este situată în partea de nord a Vârfului Hunedoara, o zonă turească în țara Zorandului, unde vă invit pe toți, când aveți ocazia să veniți să ne vizitați. Vatra de Jos se situe din the north part of Hunedoara County, the region of Vatra Zarandului. And I invite all of you to visit us and to see our municipality, our river. Avem ape termale care sunt bune pentru reumatism, pentru ture interne. We have thermal waters also, which is good for all kind of external diseases like rheumatism or internal affections that can be used.
Ne bucurăm că anul acesta, în 29 iulie, vom redeschide porțile în aceste stațiuni care au fost închise timp de 12 ani. It's very good to, for us to announce that this year on 29 of July we will reopen this resort, which has been closed for the last 12 years. Suntem o stațiune de interes local și sperăm cel mai scurt timp să redevenim stațiune. We are a local level graded resort, but we hope that in a very short period of time will become a national level classified resort in Romania. Mulțumesc domnului primar, domnul Baciu, pentru invitație. Thank you for the Mr. Mayor Gheorghe Baciu for the invitation. Și asta am întrebat de susținerea mea și bineînțeles la tuturor colegilor pentru a continua proiectele. And I would like to assure him of all my support and my colleagues' support for the activity, for the current activity, and for the future projects that we have planned to do. Thank you. Mă numesc Ilie Tonescu, sunt viceprimarul stațiunii Bană Primaterice Băile Onerești. Good day everybody, my name is Ilie Tonescu and I am the mayor of the... Vice mayor of the resort of Băile Onerești. Stațiunea situată în județul Vâlcea. Resort which is located in Vâlcea County. La o altitudine de 450 de metri. 450 meters height. Recunoscută prin numărul foarte mare de izvoare minerale, iodate, sulfuroase. Recognized through the high level, a high number of therapeutic mineral springs with sulfur, with iod and different chemical substances. Folosite în pulă internă, care tratează bol de ficat, linici, alergii și alte afecții. It's mostly useful, it's for internal use, the waters, and it's for treatment of different health affections, for different organs of the body, and also for different allergies. Thank you very much, that was all, and who has any issue with these health conditions, wait for you in Băile Onerești. Stay here, no problem. Please. The next, yes. Okay. At the beginning, not to prolong, we are also a really huge team of the Polish yes. politicians and the self-government members. And maybe just one sentence yes. per municipality we can introduce to our colleague from Romania. And I would like to ask our follower municipality members from different cities to present. Just one sentence, please. Okay. We will start with Gdynia Municipality. Hello everybody. My name is Joanna Zielińska, like you, Anna. We have mountains, we have sea. We are city from the drinks and the sea. Azi a tuturor, eu vin din Gdynia, dumneavoastră aveți mulți, noi avem mare. Sorry for my position, I don't know how to stay, but I am Hanna Kupiewska, I am the mayor of a small town, Polsk. It has about 10,000 inhabitants, but this is almost 30 kilometers to the north, to Baltic Sea by Polsk Bay. It's the best place for windsurfers and sailors. I invite you to Poland, to Husk. It's all. Thank you. Doamna primar din localitatea Husk, din Polonia, o localitate redusă ca mărime, până în 10.000 de locuitori, situată la fel pe malul Mării Baltice, și care este un loc extraordinar pentru windsurfing și pentru surfing, pentru. Thank you.
sailing, la fel. Pentru sporturi nautice, în principal, și vă așteptăm cu drag și să ne vizităm. Profesoara Aliții. Hello, my name is Kuzena. I am a mayor of the border local community because our community is directly lies in the border of Russia. We have only 19 kilometers from to Kaliningrad, and it is less distance to Kaliningrad than to Austin, our capital. Can you repeat the name of the Grovo-Ivavetski. Ok. Doamna este primarul localității Grovo-Ivavetski, localitate din Polonia, situată la doar 19 km de granița cu Rusia, de fapt cu enclava Kaliningrad, care este tot parte din, din Rusia. You have Carpathian pearls, and before the Second World War, in our region there was Hengsberger pearl. It was in many, it were many spa resorts in our region, and just now they are rebuilt, and we have a regional association, the spa resorts association too. I'm a president of our regional spa resort association. But we have a national association too. Association as well. Dumneavoastră aveți aici perla Carpaților sau perla Moldovei ca stațiune turistică, dar și noi, mai ales înainte de Mondial, am avut numeroase stațiuni foarte vizibile. Și pe lângă faptul că doamna este primarul municipalității pe care v-am spus-o, doamna este și președintele asociațiilor balneo din zona de nord a Poloniei. Deci, practic, cumva echivalență al SPBR. Yes, to international Avem în cadrul asociațiilor stațiunilor balneo, avem 51 de membri de municipalități, dintre care 5 din ele sunt în regiunea de nord a Poloniei, de unde venim. I'm the mayor of the little city Tokmitsko. It's near the Vistula Lagoon. So we have also the sea and the mountains, because little mountains, but I can say that it's a little bit like here, maybe, because there are forests to them. We have very interesting history. Interesting history and a very beautiful landscape, and also the good conditions to sailing, to water sports. And to traveling by foot, by bicycles. So I invite to Tokmitsko. Ați cunoscut-o, v-a adresat câteva cuvinte, doamna primar din Tokmitsko, o localitate iarăși situată în Polonia, chiar dacă nu este într-o zonă montană cum este aici, dar o localitate iarăși cu pături spectaculoase. Poate putem să și arătăm pe hartă. Moment! Panca!
Și vă aștept pe, pe toți să ne vizitați, la fel ca și municipalitatea anterioară, se pot practica sporturi nautice în Turbițco și vă așteptăm cu drag. Mai este ceva din Polonia. Yes, and we have two more, three more mayors. Yes. Să concentrăm pe domnii primari și putem lua o pauză. Hello, my name is Robert Paraxa. I'm mayor of Olsztynek. Ok, bună ziua, numele meu este Robert, sunt primarul din Olsztynek, din municipalitate din Polonia. Yes, we have 13,000 inhabitants. Avem 13,000 de locuitori. I think this is a very popular place for tourists. Este un loc vizitat și popular pentru turiști. Yes, because we have many landscapes, beautiful lakes, 40 lakes and forests. And I think the most popular place in Olsztynek is the Folk Architecture Museum, Open Air Museum. Avem o peisaje extraordinar de spectaculoase, o altă atracție sunt lacurile. Avem peste 40 de lacuri în, în comunitatea noastră, în regiune. Și iarăși, can you repeat the last part? The Folk Architecture Museum, Open Air Museum. Okay. Și iarăși un punct de atracție este muzeul în aer liber de arhitectură folk, care se poate vizita în această localitate și care e vizitat de turiști. Bravo! Mam na imię Leszek, jestem burmistrzem Sztumu. To jest 18-tysięczne miasto. My name is Leszek and I'm the mayor of the Sztum municipality, which is 18,000 of inhabitants. Okay, numele meu este Leszek și sunt primarul municipalității. What is the name? Sztum. Sztum, care are 18,000 de locuitori. Yes, it's located here. Jesteśmy, miasto jest położone nad jeziorami, więc stawiamy na rozwój turystyki. The city is located around the lakes and so we are focused on the water related tourism. Orașul este localizat într-o zonă cu foarte multe lacuri și partea noastră de turism se focusează pe sporturi pe apă, pe aceste lacuri. Jako ciekawostkę dodam, że w latach 96-98 byliśmy z miastem Tasnad w projekcie unijnym EKOS. I byłem trzy razy w tym mieście. Cieszę się, że mogę poznać obecnego burmistrza. As a remark, I would like to say, in the 90s, together with the Tasnad municipality, we're in the, same EU-funded project. Okay. So the cooperation is long-term. Ca un fapt interesant, în anii 90, împreună cu municipalitatea din Tasnad, am participat la un proiect european similar și a călătorit în România în anii 90 în cadrul unui proiect european cu organizat sau o etapă organizată în Tasnad. My town is Punsk, you see? P-U-C-K. Okay. Yeah. And Gdynia. Gdynia. Asia. Now? Torbicko. Torbicko is here. And Blag. A nie, jeszcze Blag. Tylko Oliwawieckie. And now? Olsztynek. Olsztynek. And now will be Stawikuda. The last. My name is Michał Kondraktowicz. I'm from I am the mayor of Stary Gruda, a small municipality between Olsztyn and Olsztynek. We are on the region, beautiful the Polish region Warmia and Mazury, known from beautiful forests and lakes. In my municipality, there is 55% of forest and 40% of beautiful lakes. We are known
not only from forests and lakes, but also mostly from business. So we are quite good municipality, and we have business, producer of caviar, the second in the world producer of caviar. So I invite you for the tasting of caviar. Stavi Guda. So you just heard the... No, the Românești. Numai ce... Deci a fost intervenția domnului primar din Stavi Guda, o localitate care este faimoasă pentru păduri și pentru lacurile Mazurii, foarte spectaculoase în Polonia. Este în acea zonă. Practic, municipalitatea spunea că, ca și pondere, sunt undeva la peste 50% păduri și 40% zona de lacuri. Și ca un fapt foarte interesant, este că localitatea, municipalitatea pe care o reprezintă domnul primar, produce caviar pe scară largă, este al doilea producător de caviar din lume. Un fapt interesant pe care nu-l știam, așadar vă așteaptă să vizitați municipalitatea. Dragoș, we have another 2 layers from Romania and after we make a break. Bună ziua, Florin Constantinescu, sunt primarul orașului Termănești, fără stațiune balneară, cu 8600 de locuitori, vizitat anual de peste 200.000 de turiști. Mă bucur că facem parte din acest proiect. Consider necesar acest schimb de bune practici. Am fost în Polonia și aceste bune practici, sigur că ne ajută în a ne forma mai bine, mai ales în schimbul acesta de idei, în conlucrarea cu locuitorii, cu celelalte instituții ale statului și mai ales cele din regiunea noastră. Da. Mulțumesc! Zile plăcute în România! Just briefly, translation, you just heard from the mayor of Călimănești municipality, resort with around 8,000 inhabitants and around 200,000 tourists per year. We would like to thank you for this project that gives the opportunity to cooperate and exchange good practices, and I wish you all the best for my project. Thank you very much. Că sunt ultimul primar care i-a făcut un punct până la pauză. Sunt ultimul care a venit în această asociație, dar vă spun că nu sunt cel din urmă. Mă numesc Mircea Porbu, sunt primarul orașului Bușteni, județul Suprapova. Mulțumesc domnului președinte, domnului primar, care este prietenul meu, pentru această invitație. Și, într-adevăr, mi-a făcut o deosebită plăcere să ne înscriem în Asociația Orașelor Stațiune Balneare Climaterice. Într-adevăr, orașul Bușteni merită să fie pus pe hartă. Avem două lucruri, să spun așa, pe plan mondial, recunoscut ca cea mai bună apă pură din lume, 7 ecuare, la care suntem sub brandul Corsec, și mai avem un lucru, cea mai înaltă dulce din lume, construită în 1926-1928, în cinstea eroilor care au murit în primul război mondial. Vă fă o pauză. Mulțumesc. Sunt numele meu este my name is Mircea Corbu. I am the mayor of Bușteni municipality. Bușteni is located in Prahova County. We are very happy as a municipality to have joined to
have joined the Association of Balneoclimatic Resorts in Romania and to be part of implementing projects like this one. About the municipality of Bușteni, I just want to mention two important things. First of all is the mineral water, the Borsec, no? Under the brand of Borsec, which is considered one of the most pure mineral waters. And the second thing that I wanted to mention about Bușteni municipality is the cross, which is situated at the highest altitude in the world, on the top of the mountain, on the Caraiman mountain. And it is built between 1926 and 1928 in the honor of the soldiers that sacrificed themselves and died during the First World War. În afară de apă, deci este cunoscut ca și cel mai bun, să zicem așa, aer de munte. Deci noi avem castelul Cantacuzino construit și a fost construit de Ioan Cantacuzino. De ce? Pentru că el a fost suferit de azi. Și deci pentru să-și trateze, să zic așa, boala, și a construit castelul Cantacuzino la poale munților Buceci. Deci este cunoscut și pentru aerul curat care îl avem. Deci mă bucur că fac parte din acest proiect și cred că o să avem o colaborare foarte bună și încă o dată vă mulțumesc. Besides the mineral waters, I would also like to mention the Cantacuzino Castle, which is built in Bușteni by Cantacuzino and suffered by Hasan. And this was related because of the fact that in Bușteni is also very, very clean air. And as a personal addition, I would like to add that Cantacuzino Castle is the scenery of Netflix TV series Wednesday. Probably most of you saw Wednesday, and it became a very popular location. So this castle is actually the Nevermore Academy it was on the Netflix TV series. I just wanted to mention this about Bușteni. Okay. We'll switch to English as the official language of the project. Okay, we'll not do consecutive translations because we had a moment of the introduction, but now we enter in the activities of the project and the official language, as you know, is English. Before we start, the recommendation of Mr. Mayor. We wanted very fast to pass to everybody just to say the name, the position, the country, and the country where you are coming from. Okay, but this is all. A very fast round of the table. I mean, this is not the table, it's a theater. So please name what you are doing, your position, and the country or the city where you are coming from. Except the people that already introduced themselves in the morning. We're not down. Okay. So I think we can start to Yes. Please, Mr. Mayor. He is the member of local council, and it's a. My name is Samantha Serpucati, assessor of Massi Verde. Italian. Thank you very much. Andrea Vecetti, assessor of Turismo Gambassi Verde. Ordinato. Project manager for My name is Amir Pantalopoulos and I am an external consultant from the municipality of the AAP. My name is Marina Tsunami and I am from the municipality of the AAP. I am
professor in the agricultural department, and I study photography and graphistry. And thank you for hospitality and organizer. Thank you for last night, they're very beautiful. And I suggest George in the future television show. He's very talented. Thank you very much. Hello, my name is Lazzaro Bella.
I'm a singer and I'm from Argeș, which is 60 kilometers away from Slovenia, Moldova. And you learn more about me tonight when I'm going to sing. Thank you. Student in Chișinău. Hello everybody, my name is Chișinău și I work for the municipality of Transalta, international famous spa and head resort, consisting of 200 kilometers from here. I'm glad to be here. Thank you very much. Trying to do restoration projects, and now we're aiming to for a bigger EU project. Thank you very much. Hi everybody, Robert Stokos, that's my name, journalist and publicist și consilier al domnului primar pe probleme de promovare turistică. Vreau să-i mulțumesc pentru sprijin și sper să dezvoltăm în continuare proiecte deosebite pentru stațiunea noastră deosebită. Thank you very much. Hi, I'm Monica from Romania. I am part of the project consulting team. Thank you. Hi, I'm Diana from Romania. I'm also part of the consulting team. Special person, of the fact that we have several representatives of other municipalities in Romania that maybe are not so familiar with our project, with our activities, what is the purpose, what are the objectives, and so on. So very short, in 2 minutes, we will tell you some things about the project, active EU citizens, being global, act local, financed by the European Union to the CERF program. If Cristi will help me a bit to go down. This is the official website of the project.
and this is the general presentation. Active EU Citizens is a pilot project that brings together towns and municipalities from five EU countries. Romania, Italy, Spain, Greece and Poland that share the same goal to better involve their citizens in the life of the community while creating a sustainable strategy for cooperation and exchange of good practices. You saw that we talk a lot about exchange of good practices. It's a very important goal of the project. And we aim to enhance, to improve the direct contact between our citizens, our local citizens and the authorities, the municipalities from these countries to exchange good practices, to do brainstorming like we'll do now after this moment and consultation process in order to enforce the feeling of belonging and awareness to the European family. The project started on 1st of July 2022 and it will finish in 31 of December 2023. So at the end of this year we will finish the implementation. If we go a little lower, here you have all the partners. We will not insist on it because they presented. You can check the website by yourself and we encourage you to promote the website of the project. Okay, and in total there are five events, five working packages that are happening in different countries. So for example, we started with the first event in Poland, in Greece, in Italy, in Spain, and now we are at the event number five, which takes place in Romania, and which is focused on the questionnaire that we address to the citizens. And then we still have two more events to happen. One in Poland that probably will take place in September. We still have to agree on the dates. And the last one in Romania, the closing event that will be in Romania somewhere in October. Good. Maybe you can go to the gallery, Christy, a bit. In gallery. Here are some photos from the works that we had during the events. Okay, here the first one was the event in Poland that took place in September 2022. Okay, then we had the event in Greece. With our colleagues from Greece that took place in November 2022. Also, here it was the event in Italy and the discussions with Paolo, the mayor of Gambassi Terme. You remember this took place in February. We also have the event in Spain that we didn't update yet the website, but these are some photos from the event in Spain. That was the mayor of Mislata, and the team that attended the workshop and the event in Spain. So just to make an overview, I wanted, because I know we have also some very special guests who are not so familiar with our project and what are the objectives and so on, so we wanted you to become a bit more familiar with this. Good, thank you. And also the website, it's activeeucitizens.eu. We would really appreciate if you can, project one, we say to multiply and disseminate. We'll be very grateful if a lot of people can get contact with the information and with the activities and the results that we do during this project. So yes, activeeucitizens.eu is the official project website. Carlos, do not forget that there are also contacts for all our organization there. If you have any kind of idea what we can do together and extend the project partnership, you can also find our data there and contact. You can write to us and we will try to find proper source on which we can all apply with new ideas. Maybe, Christy, if you could go back a bit on the website to see where we have the contacts. Contact. Okay.
heard. So each, we try to be very transparent. Each of the partners have all the contact that you want, from website, email, phone, and Facebook. Okay, so if you look for further cooperation, or to expand your, you know, your activity in the European Union field, here in the contact you can find the data to reach the partner organizations. Good. Now, before we enter in the questionnaire. A few updates will be necessary, especially according to the focus. We will discuss it. I just wanted to provide you some logistics for the day before we enter in working on the questionnaire. We will have the lunch at 1:15 or 1:30, depends how we finish here. The lunch will be in panoramic here, in this place, not in your location, and then we have lunch and a bit of free time until 3:30. Okay, very important. You have the agendas, but 3:30, please, we meet here to continue with our activities of the day. Okay. Also, in parallel with the workshop that we'll carry, we selected some representatives from each country to go and to discuss with the television, with the press, some small interviews. But we don't want to disturb the activities. So very, you know, smoothly, the person who have the interviews, because you know yourselves, will go outside. My colleague Diana will be for translation in Romanian, and here in parallel we continue the activities on the questionnaire. Good. So from now on we'll enter in a lot of details about our work in the project, but of course you are more than welcome to stay, also the guests who are from Romania. We need to finalize the interpretation of the questionnaire. And how we'll do it, I suggest, if you guys agree, and now I refer to the our members, our international guests, we will pass through the questions, and each of you will distribute, we'll make 3 or 4 teams, and in the teams you should come with the proposals on what would be the structure of the data analysis. Okay? It's very important to finalize the interpretation of the information, because I hope, I really hope that each of you reach the target of 300 people per country, which is replies. Then we have let's say a study of 1,500 respondents from all over European Union, from the 5 countries of the partnership. And now we need to aggregate the data. How we will do it is that now you will come with the proposals on what you think you should be the structure for the data aggregation. I mean, based on these questions, Christine, if you can go. So part one was the state of citizens' knowledge and involvement. This was the first chapter of the questionnaire. If you can go to the next section. A little bit lower. Okay, so section 3 was the state of information and cooperation between local citizens and authorities. You remember that we collected data and information to see how the citizens are engaging with the local authority. So there are questions regarding the trust that the citizens have in the local authority, the cooperation between citizens and authorities, and so on and so forth. So this was the second chapter. You can go more. Okay, one more. Good.
The part three was regarding the visibility of your municipality where you are coming from and the level of knowledge of residents about it. How your citizens are engaging with the municipality? Do they know, I don't know, they access the information on the website or they come directly, I don't know, to the city hall or they cooperate by phone, from where they get the information about social media, internet, events, public speeches, from where did they get the information about the municipality? And the last chapter, please focus on this very strongly because it's very relevant from the European Union perspective. It's the sense of identity with the European Union values. How the citizens are approaching this part regarding the European Union. And of course you have different answers, 300 answers for each country, regarding the point of view of the citizens, regarding the European Union and European values. So see also the perception, how they see the future of the European Union in 10 years, in a positive, in a negative way. How do you want to do it? Do you want to work in national groups or you would like to work in mixed groups? How do you prefer? National groups. Okay. So from this perspective, we invite you to, stay on. To stay in a small part of the room, okay? And please write on a paper how do you see the structure of the interpretation of the data analysis? Section 3, 4, and 5. Yes, but as a whole. Okay, what does it mean a structure? Maybe some of you have more expertise, some of you have lower expertise in the field, but what we want to do is to understand how do you see the interpretation of the answers of the citizens. So you can say, for example, we want to aggregate the data based on gender, based on the, place of living, rural, urban. We really want to know how the citizens are approaching towards the municipality. It's very important. We can print it. I will come to each of you with a... I send you the link of the questionnaire on WhatsApp. So we are green, no? European Union doesn't want to waste paper, so we don't have this. Guys, one last thing, please give a lot of attention to this task because the whole organization in Romania will aggregate all the data and will get the structure that we will work on the data analysis interpretation. Do we have any questions about this? No, we will go now. And one more thing, you can write on the paper, but also keep your papers because we'll ask you to put in Word format. So we have everything digital and then we can aggregate the information. Okay? So I invite you now to split in the national teams in, different areas of the room and tell us which you think should be the structure, the categories of the data interpretation. For this we will have allocated half an hour, okay? Half an hour and then we will go for lunch and we will come back 3:30 to continue. Questions? And one more thing, please don't forget to
sign the list of participants. Okay? The list should be submitted. So see you in half an hour. Okay?